Bilete la pariuri sportive pentru sâmbătă și duminică. Este vorba despre zilele de 7 septembrie și 8 septembrie, dragi prieteni. Începem cu biletul de la strategia 2 goluri în prima repriză, acolo unde mizăm 2 lei săptămânal pe un astfel de bilet bombă. Așadar, seria biletului Superbet o aveți chiar acum în fața ochilor. Și trecem mai departe la biletul de 100 de milioane cu miza mea de 30 de lei. Voi o puteți adapta la bugetul vostru. Și așa arată biletul. Cotă finală 302 pentru azi. Seria o aveți aici sus, da? Am dat înapoi să o vedeți clar. Trecem în continuare la biletul format doar din GG-uri pentru sâmbătă și evident începem cu biletul cotă 10, prima parte a biletului, a doua parte și seria biletului. Aici am trecut biletul zilei 100 de milioane, este biletul cotă 10 plus, să știți, am greșit eu logo. Vedeți, așa arăta biletul mod normal. Pontul zilei este Cehia, obține cel puțin 5 cornere pentru că întâlnește o formație a Georgiei care, atenție mare, cedează o medie de 6,7 lovituri de colț pe meci. Iar Cehia este o formație care, într-un sistem 4-3-3 și înainte a jucat 4-2-3-1, obținea foarte multe cornere, momentan acum are o medie de 5,7. Mergem pe un minim de 5 lovituri de colț obținute la o cotă de 1,66 oferită de Don. Și biletul zilei cotă 3, îl vedeți chiar acum în fața ochilor. 3 pronosticuri pentru o cotă finală de 3,94. Acesta este biletul pentru duminică, biletul de 100 de milioane. Seria, aveți chiar acum în fața ochilor, da? V-am mai făcut și o altă variantă de cod. Biletul zilei cotă 3 pentru duminică. 4 pronosticuri care compune o cotă de 3,58. Și trecem mai departe la biletul cotă 10 plus pentru duminică. Seria biletului Superbet chiar acum în fața ochilor. Biletul zilei format doar din GG-uri pentru duminică și încheiem categoric cu pontul zilei, acolo unde mizez pe Portugalia lui Cristiano Ronaldo, că va face un meci spectaculos și vom avea parte fie de un lejer 3+, fie de un GG. Dragi prieteni, nu uitați, până data viitoare, parea responsabil, parea cu cap.